Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate cu de toate. Începem astăzi în forță. Dacă doriți să serviți o masă orientală, nu este nevoie să mergeți până în Damasc, pentru că am un prieten care a adus Damascul aici, în mijlocul Bucureștiului. Bine te-am găsit, Hasan. Bine ai venit, Bogdan. Nu știu dacă tu ești emoționat pentru că avem un interviu în derulare, dar să știi că eu sunt foarte emoționat când văd ce ai pus pe masa asta aici. Ia uite ce frumusețe este. Ai multe feluri de mâncare orientală în bucătărie? Avem foarte multe feluri, cam meniul nostru în jur de 50 de feluri de mâncare gătite, inclusiv și grătare, care este ceva tradițional adevărat, cum este făcut în tradiția noastră, iar eu am făcut într-un fel să fie exact cum este în Damasc, aceeași rețetă. Deci este mai mult decât o bucătărie, aici este cultura. Folosiți foarte multe condimente, după cum am observat. Eu sunt fan al acestei bucătării. Deci la bucătăria orientală sunt câteva secrete. În primul rând, carne de oaie, carne de vită, este tăiată într-un fel tradițional, nu lasă sânge în carne. Aici este secretul, primul rând, și pe urmă condimentele. Deci n-ai rezistat, vrei tot să mănânci ceva dulce. Nu mănânc, doar mă uit. Astăzi m-am hotărât să vin la un salon care folosește produse pe bază de ingrediente naturale. Cred că părul meu are nevoie de puțin tratament. Mă duc să mă întâlnesc cu Ramona. Să facem schimbarea, să facem o diagnoză a părului, să vedem de ce ai nevoie și atunci, în funcție de ce găsim, vom continua cu ceea ce consider eu că este nevoie pentru părul tău. Știi de ce am venit la tine? Pentru că am citit pe rețelele de socializare că folosiți produse naturale, pe bază de ingrediente naturale și că aveți o foarte bună colaborare cu o doamnă dermatolog din Italia, e adevărat? Da. Sunt foarte multe probleme care trebuie rezolvate și atunci ea a scos această linie să putem veni în ajutorul clienților și cu o bază mult mai naturală. Arată perfect acum. Mulțumesc mult, Ramona! Grecii considerau că pentru un tânăr este obligatoriu să știe să citească și să înnoate. Iată cum anticii erau siguri că sportul rege este înnotul. Mingea de fotbal s-a inventat mult mai târziu. Despre înot vorbim însă acum cu Marius. Hai să vorbim puțin despre inițiere și despre ce ne aduce bine și frumos în viața noastră înotul. Cel mai mare beneficiu al acestui sport e că este printre puținele care îți poate salva viața. Înotul este sportul tuturor vârstelor. Adică îl începi de foarte, foarte, foarte devreme, adică din burtica mamei. Da. După care vorbim despre începerea practicării unor activități acvatice începând de la 6 luni. Deci odată ce am învățat să înotăm, iată că avem un sport pe care putem să-l practicăm toată viața. Exact. Chiar dacă mai avem probleme pe la articulații, este exact recomandat să facem înot. Și chiar dacă suntem mai grăsuți, așa ca mine, avem noroc cu Arhimede, nu-i așa? Înapă putem să facem mult mai multe mișcări și mai puțin dăunătoare pentru articulații, nu-i așa? Exact. Apa preia foarte mult din greutatea corpului și de aceea înotul este extrem de recomandat
în aproape toate terapiile de recuperare, atât fizice cât și psihice.